Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru. Vă mulțumesc că sunteți astăzi în fața micului ecran, atât pe Angelus sau pe RCIS FM. Ne ascultați pe calea undelor. Invitatul meu de astăzi are povești de spus, povești care au în centru slujirea aproapelui. Cum reușește să îmbine atât slujirea aproapelui, cât și partea divină, partea misiunii pe care și-a ales-o de urmat în viață, ne va povesti chiar dânsul, părintele Lucian Bobârnac, coordonator al Fundației Pacea din Roman. Părinte, bun venit în studioul RCIS FM. Bine v-am găsit, atât pe dumneavoastră, cât și pe cei ce ne ascultă și ne privesc. Sunteți misionar franciscan, așa cum îmi place să spun și așa cum este, și aș vrea să încercați în două cuvinte să sintetizați, pe de o parte misionar și pe de altă parte franciscan. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest lucru? A fi franciscan presupune a fi misionar, deci e subînțeles deja că te orientezi și către latura misionară. A fi misionar nu înseamnă neapărat a fi franciscan, clar, sunt foarte mulți misionari, atât persoane consacrate cât și laici, a merge și a propovădui iubirea lui Dumnezeu acolo unde este nevoie, în special. E o, să spunem așa, o condiție, misionariatul este să fii clar departe de casă, în general. Ni se spune că în viața de zi cu zi, unul fiecare dintre noi poate fi misionar și facem lucrul acesta prin exemplul pe care îl dăm, prin faptul că poate încercăm să fim exemplu pentru cei de lângă noi, însă dumneavoastră prin viața pe care v-ați ales-o, sunteți de multe ori la mii de kilometri de casă, între niște oameni care habar nu au care e de fapt mesajul pe care vreți să-l transmiteți. Deci, pe lângă exemplul pe care îl dați, aveți poate și o noutate de adus acelor oameni, pentru că vorbim poate de multe ori de oameni care n-au auzit de Dumnezeu, n-au auzit de credință, n-au auzit de alte lucruri. Dar pe parcursul emisiunii vom atinge toate aceste forme ale misionariatului pe care îl practică preoții franciscani. Aș vrea să vorbim despre ultima dumneavoastră misiune și anume cea de la sfârșitul lunii decembrie, în care știu că ați asigurat un... nu e serviciu, nu știu, ați asigurat o latură, nu, necesară oamenilor, și anume latura spirituală, dar într-o manieră inedită. Și vă las pe dumneavoastră să spuneți exact cum v-ați petrecut sărbătorile, cum se zice. În primul rând mă mir că ați aflat că am fost plecat de sărbători, dar clar, media lucrează. Da, a fost un apostolat atipic, l-aș numi. Am asigurat asistența spirituală și celebrarea Sfintelor Liturghii pe un vapor de croazieră britanic cu pasageri britanici și în special cu echipaj asiatic, adică indian și filipinez, în mare parte, 90 și ceva la sută, da, la câteva mii de kilometri în insulele Caraibelor. Rolul meu acolo a fost în special să asigur asistență spirituală echipajului. Am specificat că erau mulți catolici și pentru că eram acolo a trebuit să asigur Sfintele Liturghii și uneori spovezii pasagerilor, dar pasagerii nu erau neapărat pe vapor pentru a merge la biserică. Exact, nu vă ascund faptul că e surprinzător pentru mine să aud că într-o astfel de expediție, într-o excursie, într-un concediu, oamenii, iată, au nevoie totuși de asistența spirituală și e un lucru surprinzător, dar la modul plăcut. Și vreau să vă întreb, ați șomat sau ați avut treabă? Am avut și treabă, mai ales echipajul a fost destul de solicitant până în Crăciun, chiar și câteva zile pe după ce perioadă ați fost plecat? Am fost plecat între 16 decembrie și 7 ianuarie. Deci o perioadă destul de lungă. Practic acești oameni au plecat de lângă familiile lor, unii, cei care nu lucrau poate soț și soție pe același vas, și-au lăsat casa, că așa e misiunea lor, și-au plecat. Și-au considerat și au nevoie, mai ales fiind perioada sărbătorilor, de un preot. Vorbim despre spovezi, da, nu? Da. Despre sacramente. Povești și liturghii, slavă Domnului, doar atât, doar la atât m-am limitat, adică... N-ați avut în mormântări sau alte, nu? Deși a fost și o persoană decedată, nu cred că era catolică, deci n-am fost solicitat. Să înțeleg că pasager. Au participat la Sfânta Liturghie?
echipajul participa activ, pentru că erau, v-am spus, mulți din India și din Filipine catolici și dornici de a lua contact direct, să spunem, nu? Adică prin participarea la sacramente cu Dumnezeu, mai ales în acest timp de har, cum a fost Crăciunul și toate celelalte sărbători ulterioare. Ei sunt plecați multe luni de acasă, sunt destul de... Am văzut așa, chiar aveam de completat un raport, cum ai văzut viața spirituală a echipajului. Și era o viață spirituală destul de bună, aș spune eu, pentru că am fost primit bine și mi-am îndeplinit misiunea așa cum trebuie. Botezuri n-ați avut, nu? Sau botezuri dacă mai stăteați vreo 9 luni, prindeați nu, și... Nu erau, spuneați, de multe familii care lucrează. Nu, chiar n-am... un singur cuplu, bine, nu cred că i-am cunoscut chiar pe toți, erau undeva la 1500 de membri ai echipajului, dar pe mare parte dintre ei i-am cunoscut și un singur cuplu era, care era o soție. Rest, cei mai mulți aveau cealaltă parte acasă, care erau căsătoriți, clar. Vorbim despre o croazieră organizată din Marea Britanie. Din da. Informațiile dumneavoastră, e ceva specific și în alte țări când se organizează o astfel de croazieră să fie un preot la bord? Da, în croazierele americane ei au un preot angajat la bord aproape permanent tot timpul. În cele britanice au dat voie, practic firma respectivă a dat voie unui preot să fie pe vapor, doar pentru Crăciun și pentru Paști, de obicei, când sunt timpii forte. Da. Și în special pentru a ajuta echipajul, pentru a-i ridica moralul, pentru a-i veni în sprijin, cumva a le veni în sprijin membrilor echipajului. V-am spus, sunt de multe ori, foarte multe luni bune plecați și apare și depresia, apar supărările de acasă, uneori sunt și sinucideri dintre membrii echipajului. Slavă Domnului că nu a fost cazul nici acum, nici în alte dăți când am mai fost. Iată, consider că ați avut parte de o misiune inedită, chiar ceva ce nu întâlnești la orice pas. Pe lângă această experiență, știu că vă ocupați cu Fundația Pacea, nu? Coordonați această fundație în special. A fost ceva inedit, da, așa cum am spus. Pastorație de Crăciun. Pastorație de Crăciun, exact. Vă ocupați de Fundația Pacea, care activează în Roman, și știu că vă axați oarecum pe acțiuni de educare a copiilor, nu? Prin joc, prin asigurarea unor mese, nu? De multe ori, și încercați să-i și apropiați de Dumnezeu și de cele sfinte. Cum a fost când ați preluat această misiune? Cum vi s-a părut? Cumva cunoșteam deja activitățile fundației, am fost... Deși am fost plecat din țară sau chiar și în țară pe unde am mai fost, eram cât de cât la curent cu activitățile fundației încă de la bun început, de când a fost fondată. Eu atunci eram la seminar și în timpul seminarului... Vorbim despre anii 2000, da, când a fost când 2000, un preot italian... Da, un călugăr italian, frate, a înființat această Roberto fundație. Peretti, da, el a înființat-o. După aceea, el în 2006 a plecat, momentan, deja de mulți ani este în Kazakhstan, în Astana, dar fundația a continuat, a fost preluată încet, încet de frații români. Au mai fost doi frați români responsabili, să spunem, președinței fundației înaintea mea, de fapt trei, și clar și mai mulți frați și acum. Suntem trei frați care ne ocupăm de fundație și au mai fost și alții în toți acești ani. Ne ocupăm în special de educația copiilor de etnie romă, săraci, din zona Romanului, și social și intelectual, religios mai puțin, aș putea spune, adică doar prin exemplu. Exact, care prin simpla dumneavoastră dăm, prezență. Ei știu că părintele este cel care ne învață, ne ajută, ne susține. Dar nu avem activitate propriu-zis religioasă cu ei, deoarece ei nu sunt de confesiune catolică. Practic nici nu știm. Adică, în general, nu sunt botezați. Nu e un criteriu botezați, când dar, îi ajutați, evident. Da, nu. Cei mai mulți, poate am avut, de când sunt eu, doi copii despre care știam că ar fi fost catolici, dar nu reprezintă un... Știu că mulți provin din locuințe sociale, din spații care poate acum sunt mai bine amenajate decât în urmă cu câțiva ani.
Nu sunt mai bine, chiar sunt mai rău de, deoarece... M-am citit că ar fi fost grajduri înainte sau... Au fost grajduri. Au fost cumva adaptate astfel încât să poată trăi oamenii. Adaptate modic, dar sunt condiții inumane, adică n-am văzut nici în Africa ceea ce văd acolo la romani și mai sunt și în alte orașe ale țării, sau când am mai umblat eu prin lume, prin zonele sărace, n-am văzut așa sărăcie și dezinteres și lipsă de, ce știu, de evoluție, de speranță, cum am văzut aici, în zona aceasta, în satul olimpic, l-am redefinit noi ca să sune mai frumos, așa că la o olimpiadă toți olimpicii sunt într-un sat olimpic și aici grajduri sună așa mai urât și chiar sunt în oraș persoane pentru a denigra, zic, ești de la grajduri. Și atunci noi am încercat să redefinim, să zicem, satul olimpic. Le dați o denumire de top. Pe lângă ceea ce faceți dumneavoastră, comunitatea vă susține, vă ajută, vin ajutoare și implicare și din alte zone decât ceea ce faceți dumneavoastră, efectiv? Sporadic ne ajută, adică căutăm noi pârghii ca să ne ajutăm mai mult. Comunitatea, dacă vă referiți la, ce știu eu, la organele centrale. Începem sau cele de la care organele decin, centrale până la orice cetățean. Primăria câte un pic, adică trebuie să facă câte un proiect anual, dacă este o activitate care se pliază pe acel proiect, o susține în limita maxim 2000 de euro. Da, mai sunt celelalte pârghii pe care le au toate ONG-urile țării prin legea ONG-urilor, adică, ce știu eu, suntem scutiți de taxe, în sensul pe proprietate, pe mijloace. Vorbind despre cazuri concrete și povești, e poate vreun copil sau vreo poveste care v-a impresionat la modul, acela? Rămâne pentru o viață acea mărturie? Copiii ce vin la noi în general sunt foarte mici, adică sunt copii de grădiniță și luăm câte o clasă de învățământ primar, în sensul preluăm de la clasa 0, ducem până în clasa 4. Așadar, de când sunt eu acolo, copiii care au fost, să spunem, la început, încă sunt spre vârsta adolescenței, a tinereții. Dar sunt cazuri din trecut care deja au copii ei și chiar copiilor vin acum la noi la centru. Pentru noi nu este idealul foarte mare, adică idealul nu este pentru noi. Da, în special, ceea ce dorim noi să realizăm acolo este să punem o cărămidă, două, trei. Apoi viața le va oferi și alte oportunități și pârghii. Sunt cazuri, mai vin vara acasă și vor să vadă ce mai e pe la fundație, că ei aici au fost educați și să mulțumească. Chiar dacă ei erau poate înainte de a fi eu acolo, unii i-am mai prins și eu. Dar să-i vezi că vin și apreciază și mulțumesc, e mare lucru pentru noi. Așa, povești de succes, ce știu eu, fairy tale, nu așa. Nu, ați spus că mare parte dintre ei sunt mici, nu? De vârsta grădiniței. Mă gândesc că, fiind atât de mici, se și atașează ușor. Da, da. Și fac din figura celui care îi ajută, a celor care se implică și sunt cu dumneavoastră în acest proiect, fac persoanele de admirație, care... de respect, de mulțumire până la urmă. Practic, sunt educatorii, ceilalți care sunt implicați în fundație, ce sunt strict în legătură cu ei, în interacțiune cu ei. Și eu sunt pe acolo zilnic, clar, și la masă cu ei și așa, dar zi de zi sau, să spunem, non-stop, sunt cadre didactice, adică învățătorul și educatoarele și celelalte persoane auxiliare care sunt pe acolo, psiholog, asistent social, bucătărese. Știm bine că aceste categorii, nu? Categorii vulnerabile de oameni, sunt de multe ori discriminate de societatea în care trăim, sunt date la o parte, au așa o etichetă pusă, ei sunt așa sau așa, nu? Nu îi ajutăm pentru că oricum mâine ne fură din buzunare, eventual, chiar e o gândire. Știu că în experiențele pe care le-ați avut, prin Anglia, de exemplu, ați simțit la un moment dat un soi de discriminare. Nu de acest tip, dar poate la modul e român, e așa. Da, nu? Ca toți românii care generalizare. Sunt în diaspora, cu siguranță au simțit o discriminare sau poate am căutat să vedem
nu știu, acum stau și mă gândesc și cu siguranță poate și ascultătorii sau cei care ne urmăresc, dacă sunt o străinătate, se gândesc, măi, eu sunt discriminat pentru că sunt român, mă consideră de nivelul 2. Poate am simțit-o și eu, dar nu pot să zic că m-a afectat. Adică am căutat. Da, a fost o mică comparație pentru modul în care se pun etichete și involuntar poate îi dăm la o parte pe unii oameni. Ce credeți că greșim noi, oamenii, societatea de zi cu zi, în abordarea acestor categorii vulnerabile? Cred eu că dacă și noi am fi fost educați în școală, poate acum se fac cursuri specifice pe domeniul antidiscriminare și, ce știu eu, incluziune, toți suntem egali, mai ales dacă ne referim și din punct de vedere religios, adică persoanele care sunt orientate către milostivirea lui Dumnezeu, clar că trebuie să avem un principiu de bază. Toți suntem egali în fața lui Dumnezeu și ne iubește pe toți la fel. Și mai ales pe cei care sunt în greutăți, iubește și mai mult Dumnezeu sau în pericole sau care îi considerăm noi păcătoși. Deci, nu știu, poate acum sunt alte criterii în educație, deși suferă mult și educația în România, dar persoanele deja adulte de vârsta a doua, cum sunt eu deja, sau cei mai și de vârsta a treia, da, venim cu un bagaj așa discriminatoriu. Adică eu mi-aduc aminte, eram mic în autobuz în București și mama mă amenința că dacă nu sunt cu minte mă dă la țigan sau mă dă la... Mai erau și negri atunci, chiar înainte de Revoluție, mai erau studenții care veneau veniți de prin... Țară, da. Și când vedeam câte un negru, câte o persoană de culoare neagră, imediat aveam... Deci o formă de discriminare nevoită, indusă nouă de către părinții noștri. Și pentru că și mie mi-au spus și tuturor celor din generația noastră, asta părinții, era replica. Da. Nu mă asculti, te dau. Sau veneau, că, ce știu eu, veneau prin cartier și strigau tare că strâng sticle sau că strâng altceva, atunci era momentul de impact. Uite, vezi... Ești cu minte, mă asculți, nu te dau. Dacă nu ești cu minte, te dau. Și apărea frica aceea. Și... Sau, iarăși, celelalte stereotipuri pe care le avem cu toții, că ei sunt XYZ. Dar, bine ați zis, sunt doar stereotipuri, pentru că de multe ori, și chiar am avut fericirea să cunosc câteva exemple, chiar lucrez cu astfel de persoane și dovedesc de multe ori că sunt mai corecte, mai nu știu, mai ancorate în realitate decât mulți alții care se dau ceea ce nu sunt de fapt. Sunt oameni cu toții și dacă au avut șansa și binecuvântarea să primească o educație, în sensul că părinții s-au ocupat de ei, să-i ducă la școli sau ei au primit, ce știu, un ajutor de a putea merge în școală și de a frecventa școala, cu siguranță au devenit, adică nu trebuie să mă uit că are culoarea pielii altfel decât a mea, importantă e educația tuturor, că și în majoritatea cetățenilor României, să spunem, care nu fac parte din nicio etnie, și acolo, cu cât e educația mai bună și mai multă, cu atât oamenii sunt mai ok, cu cât e educația mai puțină și delicvență mai multă, la fel oamenii sunt... Știu că v-ați inspirat gândirea și modul în care vedeți această catalogare a oamenilor până la urmă din modelul Maicii Teresa de Calcuta, pe care o considerați un real misionar și un model în ceea ce privește abordarea tuturor formelor ale, nu știu, ale omenirii, ale oamenilor. Ce v-a plăcut cel mai mult din exemplul acestei figuri creștine? Faptul că exact, nu a vrut să discrimineze pe nimeni. Cel puțin cu asta încerc și eu să mă, pe palierul acesta încerc și eu să mă pliez. Adică ea în fiecare om sărac, sărac și bolnav, îl vedea pe Iisus. Am avut și șansa să iau contact cu surorile misionarele Carității, mai ales când eram în Anglia. Și atunci, așa... mergând săptămânal să celebrez Sfânta Liturghie la ele, am aflat mai mult despre spiritualitatea lor și vedeam. Eram la liturghie, suna cineva la ușă, surorile plecau, că Iisus la ușă, că sună Iisus. Sau... Și erau oamenii străzi, erau cei fără adăpost.
Și prima oară a rămas așa, mă, dar totuși liturghii, cum sună Iisus la ușă? Iisus e aici pe altar. Și le-am spus o dată, zic, bă, da, Iisus și pe altar. Da, dar Iisus mereu ne cheamă să avem grijă de cei săraci. Și când sună la ușă, lăsăm orice. Bine, nu se îmbulzeau toate la ușă, dar cred că probabil cine era de serviciu sau cine era responsabilă cu deschisul ușii. Știa că trebuie să fie ușa aceea deschisă pentru și oricine adică am aflat mai mult, clar, că a fost o sfântă a zilelor noastre. Am și întâlnit-o câțiva dintre noi din România, nu? Sau mulți, poate, că a fost și pe aici, prin România. Și, da, e un model de urmat. Un alt model care evident că v-a inspirat și vă inspiră, nu se poate altfel, este Sfântul Francesc de Assisi, nu e așa? Clar, clar. E practic e firesc prin ceea ce ați ales. De ce ați ales, părinte, să fiți franciscan? De ce v-ați asumat și ideea aceasta de misionariat? Pentru că, așa cum ați zis la începutul emisiunii, când spui franciscan, spui și misionar. Și erați conștient atunci când ați plecat din București, nu? Ați venit la studii, la seminarul din Roman, știați că e posibil să vi se poarte pașii departe, pe alte continente și în alte zone. Deoarece atunci, în acel timp, doar de Sfântul Francisc din Assisi, știam eu că e misionar. Și eu am zis că vreau să ajung preot misionar, în sensul să merg în lume, nu? Să predic Evanghelia la oamenii în nevoie. Văzusem eu un film cu leproși. Era Damian Leprosu. Era un film când eram noi mici, ne l-a pus părintele la cateheză și apoi am citit cartea cu Sfântul Francisc și am aflat că a avut grijă de leproși și așa. Și așa s-a trezit în mine spiritul acesta de a merge la Roman, că ăla e singurul seminar unde poți să ajungi misionar. Îmi vine în minte un lucru acum. V-ați născut în București, un oraș al posibilităților pentru România și sunt atât de mulți oameni din provincie care merg către București pentru că acolo, vai, poți realiza, poți face, poți așa. Toți spun că sunt nebun. Ați plecat din București și ați venit în Moldova, ați venit la Roman. Știu că ați crescut aproape de biserică, în curtea bisericii, cum se zice, la catedrală, acolo unde mereu au fost activități și au știut cu siguranță preoții să vă atragă, să vă unească, să aveți un grup, să aveți prieteni și să creșteți în jurul bisericii. Care a fost vârsta la care v-a apărut acest gând de a fi misionar și de a pleca în lume să predicați Evanghelia? Prin clasa 7, așa, cam așa m-am orientat. Deci, să zic, aveam vreo 14 ani atunci, 13-14 ani, când am simțit așa mai puternic dorința asta de a... Și cumva citisem, v-am spus, cartea cu Sfântul Francisc, mai era și o carte cu Sfântul Anton pe care o găsim eu prin casă, mama era devotată la Sfântul Anton și cam pe atunci așa a început să încolțească sămânța. Nu eram eu ușă de biserică neapărat. Ca orice tânăr, copil, adolescent, nu? Zic, mai acolo îmi place, mai într-adevăr, adică aveam și posibilitatea să merg la... Nu știu dacă era la Bacău sau încă era la Iași atunci, dar am zis că eu vreau să merg să fiu preot franciscan ca să merg în misiune. Așa, ce au spus părinții când au auzit ce vă doriți? Am zis că, măi, cam tânăr, mai gândește unde pleci tu acum din București. Da, clar, ei mi-au dat libertate, faci ce vrei, dar, na, parcă e cam devreme să pleci de acasă. Zic, băi, nu, eu acolo vreau să merg. Ați mai avut în familie pe cineva care a ales, nu știu, să adică, fie da, mai aveam doi verișori în seminar atunci, da. Între timp, căsătoriți la casele lor. Da, să zic că am mai avut contacte, da, care au fost la seminar. Să vedeți ce ar presupune, de fapt. Pentru că e ușor să spui, plec la Roman, mă duc, fac, și când Roman te trezești aici singur și la distanță de exact, casă. Exact, am vrut și să plec în prima zi. E o maturizare forțată, bănuiesc. Da. Când am ajuns la seminar și era... I-am ajuns un pic mai târziu, că veneam de mai departe. Și atunci s-au început cu exerciții spirituale și era cu silențiu. Și când am ajuns, toți deja erau în silențiu. Băi, dar ce e asta? Ce e silențiu? Am venit aici să... Ce faci? Salut, cu tare. Nimeni nu vorbea cu mine. Bă, nu mai stau, plec. Nu. Aia mi-a venit un verișor, noroc cu el am avut. Și mi-a explicat, stai așa să-ți explic. Și el îmi povestea și zic, și tu ai voie să vorbești? Păi n-am voie, dar ți explic ție ca să nu pleci acasă. Da, și... Am înțeles și am rămas. E ceva ce v-a fascinat în mod special la franciscani?
tocmai spiritul misionar, ce să zic. Asta e ce îmi place așa, e dinamica. Azi ești aici, mâine acolo, azi ești sus, mâine ești jos, poim de la mijloc. Și, adică dacă accepti treaba asta, e ok, e fain. Dacă nu accepti, asta e. Na. Am citit totuși undeva că nu simțiți că vi se potrivesc funcțiile de conducere. No, pentru că sunt un pic, poate, tradiționaliste. Deși și acum sunt într-o... Dar e o conducere cu totul altfel. Adică, na, nu... Da, în funcțiile de... Am fost, da, am fost la Bacău un pic. Și ați cerut să vă întoarceți la Roman. Da, adică mi-au cerut superiorii. Am zis, băi, da, cred că aș putea să ajung mai mult aici la Roman, dacă e cazul să rămân în țară, dacă nu, ok, plec în străinătate, că doar toată lumea e a noastră. Cea mai lungă misiune pe care ați avut-o a fost în Anglia? Nu, asta, de la fundație, cea mai lungă. Cea mai lungă, da, dar în străinătate? Anterior, zic, în Anglia, da, 5 ani? Aproape 5 ani, da. Și este posibil, bănuiesc, ca oricând, superiorii să vă spună, de mâine trebuie să pleci? Da, clar. Oriunde. Da. Dacă ar fi să asta alegeți e fascinant acum... cumva la noi, că ești așa, tot timpul cu bagajul cu bagajul la ușă. Relativ, exagerez, dar zic, adică na, nu prinzi prea multe rădăcini. Credeți totuși că într-o lume în care, nu știu, poate mijloacele de informare și accesul la orice până la urmă, că le avem pe toate oarecum la îndemână, mai este loc de misionari? Simțiți că se găsește loc și oamenii deschid ușa sufletului pentru a asculta și pentru a acorda timp unui misionar? Da, deși eu n-am fost niciodată misionar, adică, bine, nu pot să spun că în Anglia eram misionar, adică în sensul cum mergeau misionarii care făceau un curs de misiologie și știau, erau pregătiți să meargă la populațiile indigene sau la cei care nu erau creștini, adică în sensul acesta n-am fost. Dar cred că sunt pregătiți și cei care merg, dacă sunt și ei pregătiți să o ia încet, să învețe cultura, ce știu, particularitățile locului și ale popoarelor respective, atunci pregătirea este reciprocă. Practic e o provocare și pentru cel care primește această misiune. Da. Când te duci, nu e că te duci și cineva te așteaptă, vai, cu brațele chiar deschise, bine ai venit, trebuie tu să te integrezi. E cumva... Citeam zilele acestea cartea Sfântului ce a fost celebrat ieri, Arnold Jansen, și el s-a pregătit și a pregătit întotdeauna pe frații verbiți și pe surorile slujitoarele Duhului Sfânt să meargă în misiune. Adică carisma lui era specifică misiunii și da, acolo povestea mult despre ce trebuie să faci înainte de a merge în misiune, cum să te comporți în misiune și să accepți și ce ți se oferă misiunea. Reușește un misionar în locurile în care este trimis pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă, în funcție de durată, să se simtă acasă? Practic, aveți un loc numit acasă? Era un imn al Rapidului, suntem peste tot acasă, parcă așa. E cumva adaptat și la franciscan. Da, cam așa putem să-l adaptăm și noi. Da, suntem peste tot acasă, că... Și totuși, Părintele Lucian, dacă acum ar zice, tare aș vrea să fiu acasă, înseamnă că unde ar vrea să fie? Din păcate, nici nu mai am unde să fiu acasă, părinții nu mai trăiesc, așa că cumva mă încurajez chiar cu spiritul acesta, că băi, unde sunt, aia e casa mea și când nu o să mai fiu la Roman și o să fiu, ce știu eu, în Burkina Faso, aia o să fie casa mea sau în China, în Japonia, nu știu, adică trebuie să cumva mă autoconving și sunt, adică sunt conștient și sunt împăcat cu ideea că unde sunt, acolo e casa mea. Dacă ar fi să numim câteva, nu știu, elemente sau aspecte care vă dau putere să depășiți momentele, poate în care vă doare faptul că nu aveți una acasă, vă doare faptul că viața vă poartă poate așa peste tot în lume, ce vă încurajează și ce vă dă putere? Momentan ce îmi dă așa imbold e misiunea, să fac cât mai bine posibil ceea ce am de făcut și să, ce știu eu, să amplific pe cât posibil, adică să fac și mai bine și să mă autodepășesc cumva, deși nu chiar sunt așa de conștiincios în a îmi propune zilnic să mă autodepășesc, dar să spunem, la nivel general asta e... Sau provocarea. Asta este imboldul care mă face să merg înainte. Măi, să fac ceva bun în fiecare zi. Sau mai bun decât ieri. Sau...
Și dacă am făcut ceva mai rău decât ieri, să revin, clar. Știți că se vorbește despre noile generații și despre faptul că puțini sunt cei care mai aleg astăzi calea preoției sau, nu știu, a călugăriei, calea religioasă. De ce credeți că se întâmplă acest lucru și ce s-ar putea face ca să îmbunătățim acest aspect? Cel puțin la noi în țară, datorită scăderii demografice. Tocmai a apărut rezultatul recensământului și vedem că suntem mai puțini decât eram acum câțiva ani și chiar câteva zeci de ani. Mulți români sunt născuți, copii, nu? Sunt născuți în afara țării. Da, și ce știu eu, globalizarea, clar, are și ea un rol esențial și noi avem un rol în a scandaliza pe tinerele generații că poate na, nu mai vor să devină frați sau surori sau preoți pentru că ce exemplu bun îmi dă X sau Y? Adică... Dumneavoastră a zis la începutul emisiunii că mama v-a fost exemplu prin faptul că avea o devoțiune anume. Da, la Sfântul Anton. La Sfântul Anton și ați văzut lucrul acesta acasă. Da. Credeți că mulți dintre și tinerii familia, și copiii noștri nu mai văd în familie această abordare a credinței? Cred că multe familii și ele s-au descurajat în a continua pe drumul credinței puternice și al exemplului pentru copiilor în special, nu condamn familiile, dimpotrivă, le compătimesc și noi toți care suntem implicați în actul religios ar trebui cumva să încercăm să readucem familiile pe linia de plutire și automat familiile își vor face rolul lor de buni educatori și prim educatori ai copiilor. Da, clar, și eu am văzut exemplu bun în familia mea. Nu pot să spun că părinții se rugau non-stop sau ne rugam în comun, cum ne-am mai rugat și în comun, dar nu așa cum am auzit eu că se practica în alte locuri. Dar a fost sămânța suficientă. Cred că e bine că prea multă rugăciune poate ne-ar fi făcut să refuzăm. Poate și aici, da, trebuie o balanță, trebuie o, ce știu eu, o cale de mijloc. Știu de la alți ministranți, de exemplu, că acasă era obligat să facă rozarii, să facă rugăciunea de seară, cam breviar, nu? Vesperele. Și ei au prins așa, un pic de ură, un pic de... Repulsie, da, repulsie până la urmă, față de rugăciune. Da. De tot ceea ce este impus. Da, da, exact. Da. În ceea ce privește poate activitatea noastră, a persoanelor laice, ce credeți că putem noi face astfel încât să fim misionari zi de zi? Nu ne-am ales acest drum, nu? De a fi misionari, dar știm bine că la locul de muncă, în familie, chiar și când suntem pe stradă sau în biserică sau oriunde suntem, putem fi misionari. Să fim noi înșine și să fiți voi înșine, și vă că vă referați la dumneavoastră și la persoanele laice, să fiți voi înșine și să căutați... mărturisiți iubirea lui Dumnezeu, adică dacă noi rămânem cumva ancorați în aspectul acesta, că eu și eu sunt fiecare, nu? Fiecare om, în special laicii, că sunt cei mai mulți, dacă o luăm așa, creștinii catolici din lume, 95% sunt laici, clar, și creștinătatea merge în continuare, n-a murit și nici n-are de gând să moară prea curând, sau niciodată. Atunci, clar, laicii au rolul cel mai important, prin modelul lor de a fi, prin ei înșiși, așa cum își doresc ei să fie și credem noi și sperăm că cei mai mulți își doresc să fie oameni buni și să propovăduiască bunătatea prin exemplul lor. Gen, spuneați, sunt pe stradă, nu? Dacă sunt pe stradă și văd un om care are nevoie urgentă, clar că mă aplec către el, nu știu, cade cineva pe stradă, mă aplec să-l ridic, să-i dau, poate am o sticlă de apă în rucsac sau în poșetă, imediat, nu, încerc să intervin imediat sau, Doamne ferește, un accident. Da, unii dintre noi ne sperăm, ne panicăm și fugim, ca să nu fiu martor, poate, ce știu eu. Mai erau și... Dar, în general, încercăm să intervenim asupra celui în nevoie. Deci, dacă vedem acest imbold și ne putem, ce știu eu, auto-evalua, dacă mi se întâmplă să văd o nevoie urgentă pe stradă, intervin sau fug? Cred că cei mai mulți dintre noi și dintre dumneavoastră, dacă vorbim de persoanele laice, ar interveni. Asta înseamnă că ei sunt predispuși către a mărturisi iubirea lui Dumnezeu. Ați menționat câteva cuvinte care îmi plac foarte mult și anume să fim oameni buni. Credeți, Părinte, că până la urmă, la sfârșitul acestei vieți,
Acest aspect va conta? Cam așa cred. Și aici am fost și cumva educat de tatăl meu, că el spunea, na, clar, într-o familie mai apar certuri, neînțelegeri, mereu mama, dacă îl certa pe tata, tata spunea, eu cred că după ce mor, Dumnezeu m-a judecat după faptele bune pe care le-am făcut. Adică, clar, fiecare păcătuim, dar dacă am făcut mai multe fapte bune, atunci, clar, balanța se duce spre a fi salvat și mântuit. Și eu convins că el e mântuit, pentru că, de ce știu eu, a făcut multe fapte bune. Și mi-a dat un exemplu și mie și celorlalți care au intrat în contact cu el să facă multe fapte bune. Pentru că ați zis de exemplu, vreau să vă întreb, care sunt persoanele care au contribuit la ceea ce ați devenit și sunteți astăzi? Oameni care v-au marcat prin exemplul lor și prin modul în care poate au trecut sau au rămas în viața dumneavoastră? Da, tocmai am spus de tatăl meu, el, și... să spunem, a fost primul și rămâne cel mai bun exemplu pentru mine de dăruire către ceilalți. De multe ori neglija familia pentru a ajuta pe alții. Și ulterior am înțeles că făcea bine. Așa? Adică noi nu sufeream, nu eram nici flămânzi, nici ce știu eu, nu eram într-o suferință gravă pentru că el ne priva de ceva. Nu. Dar vedeți, da, că este săritor, da, și întotdeauna dornic să-i ajute. Și vedeam că e dedicat foarte ajute. Mult altor oameni. Exemple, ce să spun, așa tot care mi-a venit acum în minte, un exemplu de om foarte bun și binevoitor și darnic și adică așa, care efectiv arată că iubește pe aproapele, era fratele cu care am trăit eu în Anglia, guardianul din conventul unde am stat eu în Liverpool, un om fantastic de iubitor așa față de ceilalți, care m-a marcat, adică e un om, dacă ne gândim la ce oameni te-au marcat, sunt oamenii aceia care, la care te uiți la ei sau la care te gândești când te pui cu capul pe pernă sau ce știu eu, ești pe bicicletă, pe avion și așa mai departe și îți vine în minte omul acela cu bunătatea lui. Deci, să spun, da, aceste două persoane. Cu atât mai mult cu cât în Anglia pănuiesc că v-ați simțit printre străini. Nu, eu zic așa, cu atât mai mult cu cât... Nu doar că aveam o prejudecată, dar am întâlnit de multe ori persoanele de, ce știu, naționalitate britanică sunt un pic mai reci, mai cu privacy, nu? Fiecare cu treaba lui, nu mă interesează ce e cu tine, nu te interesează ce e cu mine. Și fratele acesta deloc era n-a fost... Era chiar născut, crescut în oraș, acolo, în Liverpool. Un om de o dăruire deosebită, adică deși suferea, poate nu, avea și el bolile lui, dacă venea cineva să-l roage ceva, lăsa totul și se dedica tot atenția către persoana respectivă. Nu neapărat mie, și mie, dar celorlalți oameni cu care intra în contact. Fantastic de așa, o dăruire la orice oră. Am mai văzut și dintre frații noștri, la fel, care erau așa dornici să vină în întâmpinarea aproape lui. Îmi închipui că pe perioada studiilor au fost profesori pe care i-ați simțit mai aproape și pe alții doar așa, doar profesori, nu? Unii au fost dascăli și într-adevăr au fost și aproape de suflet, dar alții doar au predat și atât. Haideți să spunem două nume sau trei de oameni care v-au rămas în minte, profesori care au contribuit la devenirea dumneavoastră ca preot franciscan. Păi acum, dacă spun două nume, să supără ceilalți. Punem că câteva toți, nume, ok. Dacă ei ascultă, băi, și eu am fost profesor, dar... Nu, știm bine că sunt anumite legături care se creează. Mă refer la, ce știu, oamenii care au fost implicați în formarea mea. Un exemplu, tot așa, un frate care mi-a rămas, pentru exemplu, pe care l-a dat, este chiar fratele întemeitorul fundației, fratele Roberto Peretti, că el a fost și formator pentru noi o bună parte din timp, mai ales în perioada liceului. Și tot din liceu am rămas așa cu o amintire plăcută și cu un exemplu bun, dar de cel care ne-a fost director atunci mulți ani, am văzut că era un om la fel, foarte, foarte sufletist. Părintele Eugen Blăjuț trăiește și astăzi. Și fratele Roberto trăiește, dar cu siguranță el ne ascultă. Părintele Eugen poate ne ascultă. Așa, la fel, aceste două nume îmi vin acum în minte, gândindu-mă la oameni care într-adevăr, ei văzut cu sufletul deschis către orice nevoie. Credeți că atunci când nu veți mai fi, pentru că vine și acea clipă,
ce vor spune cei care v-au întâlnit? Cei din Anglia, nu? Cei, cei din Anglia cred că m-au uitat. Nu deși cred. Poate nu. Nu că cred, am, nu. Da, da. Am fost ce se va spune despre Părintele Lucian? Părintele Lucian era cum? Deschis să stai de vorbă cu toată lumea și, ce știu eu, mereu cu zâmbetul pe buze, poate. Vă da. Vedeți în vreun fel viitorul, părinte? Vă închipuiți ceva sau efectiv vă lăsați în acea... așteptați cu bagajul la ușă? Nu, încă nu aștept cu bagajul la ușă. Nu mi-am făcut așa scenarii. Adică, poate mi-am făcut scenarii unde m-aș vedea după ce plec de aici, dar e greu să... că nu decid eu. Evident, pot vorbim doar, despre ascultare, dar e efectiv așa de... Pot doar să colaborez, adică să... Da, dar... Oriunde în afară de România, cred. M-aș vedea, adică nu neapărat, nu urăsc România, Doamne ferește, chiar contribui la bunăstarea. Dar pentru o altă experiență și pentru o altă abordare. Văd, da, m-aș vedea într-o, poate într-o țară nouă, unde aș învăța, mi-ar plăcea să învăț o cultură nouă, de asta zic eu, nu. Undeva unde e ceva nou de învățat. Cât mai lucrează creierul, să-l mai pun la contribuție. Păi am timp să stau. În perioada aceasta, când vă desfășurați activitatea în Roma, în România, cum arată o zi din viața Sfintiei voastre? Foarte... Pe lângă fundație, pe lângă misiunea de a fi preot, nu? De a vă implica și pe latura religioasă. Și pe lângă latura religioasă... nevoile personale, că bănuiesc că aveți nevoie de un timp cu dumneavoastră în care să citiți, să vă relaxați, să fiți singuri cu propriile gânduri. Da, timpul personal aici în slujirea pe care o am e mai mult în weekend, că noi lucrăm de luni până vineri. Zilele acestea de muncă efective, când sunt și beneficiari acolo, când sunt foarte multe telefoane din toate părțile, sunt mai zbuciumat, așa mai... îți propui să faci un lucru, sună telefonul, vine cineva, trebuie să intervii acolo, adică sunt destul de zbuciumate. Deoarece văd, îmi propun să... fac un raport și până îl termin, deja trebuie să fac încă 5 alte lucruri pentru că trebuie să le fac. E musai. Dacă nu le fac, nu am cum. Nu. Ce știu eu, vine un control sau sună de la primărie sau sună de la Sanepid sau un copil a pățit nu știu ce sau un angajat. Vă încurcă mult latura aceasta birocratică? Adică simțiți că vă ia foarte mult din timpul pe care ați putea să-l petreceți altfel? Acum m-am obișnuit și nu mai simt așa ca pe o corvoadă, ca pe o cruce grea. La început, în primii 2-3 ani, o simțeam foarte, pentru că e nevoie de un timp să te acomodezi într-o activitate de genul acesta, până când reușești să înțelegi toate, ce știu eu, toate chestiile de care trebuie să ții cont și așa mi-au luat 2 ani, apăreau lucruri noi mereu și mă bulversau. Acum pot să zic că sunt mai liniștit. Dacă sună că am venit, vinim în control 10 minute, nu mă mai stresez, ok, da. Facem ce putem bine. Cine sunt cei care vă ajută să vă desfășurați activitatea la fundație? Bănuiesc că aveți niște oameni de bază cu care puteți să continuați ceea ce v-ați propus. Sunt frații noștri din Italia, au rămas constant printre sponsorii fundației, adică, ce știu eu, Caritasul Sfântului Anton din Padova, pâinea celor săraci, nu, de acolo, din Bazilică, ce se strânge acolo, sau alți sponsori care donează către ei și ei ajută în toată lumea, inclusiv la noi. Mai sunt și alte asociații ținute de frații franciscani din Italia. Mai sunt binefăcători din Suedia la momentul actual, dar mai puțin, adică e doar un mic grup care a rămas, să zic așa, plăcut surprins de ceea ce am făcut noi. Ei făceau parte dintr-un mare ONG din Suedia, cum ar fi la noi în România Caritasul. Acolo era Biserica Luterană Suedeză, respectivul ONG, Church of Sweden. Și am avut un proiect cu ei, s-a sfârșit, dar persoanele acestea au rămas atașate și continuă ei să ne sprijine. Mai este la fel un mic ONG din Germania care ne sprijină. Mai sunt diferiți prieteni, frați, chiar care mai fac o colectă în parohiile lor sau
câte o strângere de fonduri, colegi de-ai mei, chiar am zilele trecute am stat așa și m-am gândit, zic, măi, colegii mei, colegii de clasă mă refer, chiar s-au implicat, au ajutat fiecare, de unde e, din Franța, din Germania, din Elveția, din Italia, de America, din toți au, adică noi între noi, între colegi, de multe ori suntem așa, glumeți, chiar dacă unul este serios, spune, băi, uite, fac lucrul ăsta, noi încercăm să mai glumim, nu chiar te aștepți, poate așa, zici, băi, colegii te știu și de bun și de rău, nu chiar cred tot ce spui, dar a rămas plăcut. Glumele au venit, da, și cu implicare. Da, s-au implicat. La fel, noi avem o activitate de autofinanțare, producem bolțari, adică niște cărămizi din alea mai mari de beton și de acolo și alte activități din de autofinanțare. Fond. Mai avem, slavă Domnului, de câțiva ani tot în curtea noastră s-a fondat o bancă pentru alimente, Banca pentru Alimente din Roman și, slavă Domnului, și banca ne ajută foarte mult cu micul dejun și cu prânzul pe care îl oferim copiilor zilnic. Încercăm așa, să supraviețuim. Ce pot face cei care vor să ajute și vor să se implice în ceea ce faceți la Fundația Pacea? Să vină să vadă ce facem și dacă vor să ajute cu ce pot ei, să ajute, că noi primim, cum am spus, de colegi și mai sunt și alți prieteni și alte persoane care află de noi și dau din puținul lor și ei câte un pic. Era o lozincă frumoasă, era un motto frumos pe un pliant pe care l-am găsit eu când am venit la fundație, cu puținul nostru putem face mult bine. Rămâne valabil. Și mai este în Anglia, era la un supermarket, every little helps, adică fiecare lucru mic ajută pe cineva și așa zic și eu, every little helps. Vă mulțumim, părinte, pentru mărturia pe care ne-ați dat-o astăzi. Vă dorim succes în viitor și știm că oricând vrea cineva să ajute, dumneavoastră îi veți arăta acolo calea. Sigur. Nu? Dacă e să vină la dumneavoastră, da. Doar să fie... Coordonăm imediat. Ne-am specializat în a coordona. Vă mulțumim. Mulțumesc și eu și tuturor celor care ne-au ascultat și ne-au privit. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Nicoleta Timaru. Până săptămâna viitoare, rămâneți cu Angelus TV și RCS FM. Toate cele bune! Interviul săptămânii la RCS FM.